Ieșenii de la Politehnica desfășoară zilele acestea al doilea stagiu centralizat de pregătire al verii. Dacă pentru primul trupa lui Tony da Silva a avut la dispoziție o destinație montană, unde fotbaliștii au efectuat mai mult antrenamente de forță, de această dată alba albaștri au părăsit granițele țării și au mers în Bulgaria, acolo unde vor susține o serie de partide de verificare, patru dintre ele fiind deja stabilite. Pe 26 iunie, Politehnica Iași se va duela cu PFC Montana, urmând ca pe 20 27 iunie, ieșenii să își măsoare forțele cu PFC Pirin Blagoevgrad, iar pe 29 iunie, Politehnica va lupta contra celor de la CSKA Sofia, urmând ca pe 2 iulie, ieșenii să se întâlnească cu Radniki Nis. Cel mai probabil, pe lângă partidele anunțate deja, Poli va mai disputa încă un meci de verificare, ale cărui detalii vor fi comunicate ulterior. Împreună cu lotul Politehnicii Iași a plecat în Bulgaria și tânărul fotbalist Darius Dobrean, un jucător polivalent născut în anul 2004 și care poate evolua atât ca mijlocaș lateral dreapta stânga, cât și ca fundaș dreapta.